Campioana României la basket masculin a trecut la un alt nivel. După un sezon european reușit cu victorii istorice, CSU Ploiești a crescut pretențiile în privința jucătorilor. De aceea îl va testa pe internaționalul bulgar Bozida Avramov. Supranumit Golden Boy, basketbalistul de 24 de ani va intra pe mâinile lui Dado Arnautovici la antrenamentul din această seară. Timp de 3 zile, jucătorul cu veleități de conducător de joc va trebui să-l convingă pe antrenor că poate ajuta echipa în acest sezon. În cazul în care dă satisfacție, bulgarul va semna un contract pe un an și jumătate cu albalbaștri. Ploieștenii n-au amintiri frumoase legate de acest jucător după ce în toamna lui 2013 Lukoil Academic cu Avramov titular învingea la Ploiești și în returul din sezonul regulat al Eurocup. Încercarea cu Avramov vine să panseze din rănile provocate de plecările unei echipe întregi. Brown, Lee, Hayes, Labovic și Mohamed au destabilizat lotul lui Arnautovic, care are nevoie de forțe proaspete pentru cucerirea trofeelor interne. După etapa din weekend, Burlacu și echipierii au stat doar o zi în fruntea Ligii Naționale, deoarece steliștii au învins la Sibiu și au revenit pe primul loc. Peste doar 3 zile, ploieștenii vor susține un nou meci de campionat în deplasare la BC Mureș.